În perioada 24-25 martie, în incinta Palatului Culturii din Iași, se va derula manifestarea interactivă Ouă în Condeiate, ajunsă la ediția cu numărul 18. Evenimentul, organizat în preajma sărbătorilor pascale, va prezenta publicului tainele meșteșugului și artei încondeierii ouălor, având ca invitați meșteri populari renumiți proveniți din zonele tradiționale ale acestui meșteșug, precum sunt Paltinu, Vatra Moldoviței, Măgura Ulma, Izvoarele Suceavei sau Brodina. Alături de aceștia vor mai participa meșteri din Rogojești și Vorona, Botoșani, Bodești, Scânteia și Hlincea, Ciurea, Iași, care vor expune icoane pe sticlă și pe lemn, obiecte cu temă religioasă, sculptate în lemn, troițe miniaturale, pistornice, cruci de mână, precum și coșuri realizate din răchită și din sfoară. Manifestarea interactivă Ouă încondeiate este organizată de Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova-Iași, în parteneriat cu Asociația Art Meșteșugurile Prutului și Centrul de Informare Turistică Iași. Programul manifestării este 9-17. Intrarea este liberă.